Bună seara la o nouă ediție Culart. Înainte de orice, vă anunț că din data de 14 noiembrie 2018 a început Târgul Internațional Gaudeamus, carte de învățătură. Tema de anul acesta fiind România centenar. Târgul este foarte important din mai multe puncte de vedere. Primul ar fi faptul că se împlinesc 25 de ani de la prima ediție a Târgului Internațional Gaudeamus. Al doilea motiv ar fi sărbătorirea a 90 de ani de la prima emisie a Radio România. Și cel de-al treilea, dar nu cel din urmă, celebrarea centenarului Marii Uniri. Deschiderea oficială a avut loc miercuri 14 noiembrie la ora 12 în pavilionul central Romexpo prin discursul ministrului culturii. Evenimentul este organizat pentru ultima dată în spațiul central de la Romexpo. De anul următor, manifestarea urmând să se desfășoare în noile spații de la intrarea în complexul expozițional. Așadar, de miercuri 14 noiembrie și până duminică 18 noiembrie, sunteți așteptați la târg între orele 10 și 20. Dacă vă interesează programul complet, îl veți putea găsi pe gaudeamus.ro.